Bine ați venit la Minecraft, viața la școală, sezonul 7. Bine ați venit, băieți și fete, la o nouă zi din viața mea de profesor. Ei bine, fraților, după cum puteți vedea, se întâmplă ceva destul de ciudat. Mai exact, afară este seară și eu mă aflu în continuare la școală. Vreau să vă zic că sunt foarte, foarte obosit, deoarece aici nu sunt singur, fraților. Sunt alături de Alex, Tănase și Ovidiu, deoarece stăm aici de câteva ore, ca să ne dăm seama ce vor să-mi facă elevii. Știți și voi de data trecută că elevii, sau presupunem noi cel puțin, adică îi suspectăm de chestia asta, elevii din clasa mea, boys, vor să se răzbune pe mine, pentru că le-am dat note mici, nu știu ce, văd că nu este destul faptul că mi-au spart geamul de la casă și că vor să fac așa o răzbunare mai mare și totodată o răzbunare în grup. Nu știu care-i treaba, însă am o veste foarte, foarte bună. Împreună cu Alex, Tănase și Ovidiu am conceput un plan foarte, foarte mișto, ca să ne dăm seama ce în care-i treaba, ce vor să facă până la urmă. Ce zic, băi, să vedem ce vor să facă. Vor să mă doare fești, să mă calce cu mașina, să mă moare, să-mi explodeze casa. Doamne, perește, dau și eu așa niște exemple. Însă eu zic că este un plan foarte, foarte bun. Hai să-l ascultați. Alex, zi tu, frățiorul, de nu-i un plan genial. Mario, sincer, nu știu ce să zic despre planul ăsta. Băi, Alex, frățiorul, băi, ok, bun. Deci hai să nu-l ascultăm pe Alex, frățiorul. O să vă zic imediat, Tănase și Ovidiu, planul, ca să vedem care-i treaba. Adică avem un timp atât de limitat și sunt șanse foarte mari să eșueze. Băi, eu zic că asta e singura modalitate, bro. Poate chiar trebuia să fim puțin mai buni cu elevii, poate chiar prieteni. Nu. Nu trebuia, pentru că după eram luat de proști și eram și mai în batjocuriță. Ați văzut, fraților, că practic, repet, deci repet a câta oară, eu n-am făcut nimic ca primul. Efectiv, ei au început să se ia de mine clov, fraier, față de prost, deci toate jignirile. Eu nu le-am făcut nimic ca bro, știi ce zic? Acum le-am dat și eu niște de proaste, ce-i drept, dar el și-o meritat-o pe la urmă, știi ce zic? Cine știe ce idei au, poate ne dau afară din școală, da. 100% ne dau afară din școală. Poate ne fac rău, nu e bine, Marius, crede-mă, nu e bine. Băi, Alex, frățiorul, observ că nu ești, cum îi zice, nu ești așa optimist, nu știu ce. Așa că te las deoparte. Tănase, frățiorul, băi, zi tu, nu-i un plan bun, ce zi pe bune. Băi, Alex, calmează-te, avem absolut totul sub control. Asta ziceam, hai să vă zic că mai exact, Tănase, la ce ne-am gândit noi. Mai exact, ca Ovidiu și Tănase să se infiltreze în grupul lor de prieteni. Deci, repetăm planul, Marius, tot o să fie foarte simplu. Fiți foarte atenți, băieți și fete. Mâine la școală o să ne băgăm în seamă cu toți elevii. Adică, zice de el și de Ovidiu, boys. Adică nu eu cu Alex, numai ei doi. O să încercăm să ne integrăm în grupul lor și o să zicem de chestii nașpa despre tine, gen de când te-ai făcut profesor, n-ai dat la o parte și chestii de genul. Adică, într-un fel, ei, copiii ăștia, și-au dat seama că eu cu Ovidiu și cu Tănase suntem prieteni, știți, fraților? Însă ăștia o să zică că eu le-am dat note proaste, că nici nu mai bag în seamă, că nu mai vorbesc cu ei, că mi-au luat tarfe decât sunt profesor, ca să intre în grupul lor și poate aflăm planul. O să încercăm să ajungem cu ei la cafenea și atunci o să întrebăm ce fac aici în fiecare zi după școală. Plănuiesc ceva? Nu sunt 100% sigur că o să-mi zică tot, dar sunt aproape sigur că o să fim mai aproape de adevăr. Băi, eu zic, fraților, că ăsta e cel mai bun plan. Gen, spuneți-mi voi ce pot să fac eu mai mult de atâta. Ce am putea să facem, băi, având în vedere că ei vorbesc acolo, nu pot să iau să îi răpesc undeva, să zic zi planul, nu știu ce prostii de-astea. Efectiv, asta e cea mai inteligentă tactică și totodată cea mai neriscantă, că dacă eșuează mare chestie, gen, nu aflăm planul, dar nu se întâmplă alte chestii. Exact, în astea are dreptate. Și în cazul în care nu vor să ne spună nimic, o să încercăm să le căutăm în ghiozdane și asta. Poate au ceva bilete / obiecte care o să ne facă să ne dăm seama despre ce e vorba. Și asta iar foarte bine. Eu zic că e târziu deja, hai să mergem acasă și ne vedem mâine la școală. Bun. Băieți, de acord cu voi, și eu trebuie să mă duc acasă. Ovidiu, Tănase, și ce trebuie să faceți? Alex, frățiorul, băi, îmi pare rău, adică, băi, noi am vorbit toți aici. Dacă aveai tu un plan mai bun, trebuia să fii cu un plan mai bun, știi ce zic? Dar eu zic că ăsta este perfect. Bun, hai, v-am pupat, hai că ne vedem mâine. Let's go. Bun, frate, hai să plecăm de la școală. Efectiv, numai noi mai eram aici, nu vine să cred, bro. Băi, băieți și fete, și fiți atenți, pe lângă faptul că mâine se întâmplă chestia asta, mâine este o zi foarte, foarte importantă, pentru că George și Georgian trebuie să vină cu părinții la școală. În cazul în care ați uitat, George și Georgian trebuie să se prezinte împreună cu părinții la școală. Chestia asta mi se pare tare, adică să vezi ce o să le fac la mucoșii aia doi de mi-au spart mie geamul, dar las că o să vadă ei. Mamă, boys, de aici sunt multe biciclete. Hopa, boys, măi, cineva la cafenea. Fraților, cine mai e la cafenea, bro? Oh,
ce? Băi! George și Georgian sunt încă la cafenea? Băi, voi vedeți, fraților? Băi, ce naiba vorbesc ăia doi acolo? Mamă, băi, deci ar face bine mâine să nu facă vreo schemă și să vină pe bune cu părinții la școală. Bro, încă sunt la cafenea, încă stau și bârfesc acolo. Ok, fraților, eu o să-mi iau o bicla și o să plec cât mai departe de locul ăsta super, super ciudat. Haideți să mergem acasă, băi, pentru că, bă, pe bune, sunt și eu destul de obosit că am stat toată ziua numai în gândire, numai în dale, ce zic? Și trebuie să mă odihnesc și eu până la urmă, știi ce zic? Hai să vedem, let's go. Uite-o pe mamă, băi, sper să nu fie mama supărată pe mine că am întârziat cam mult, după cum puteți vedea, adică se lasă seara. Ok, îmbarchez asta aici. Bună seara, bună seara, mama, pare că am întârziat, însă am avut niște treabă după ore, știi ce zic? Marius, mă, super, înțeleg că acum ești profesor, dar asta nu înseamnă să vii acasă seara, ai înțeles? Da, mama, înțeles, stai înșită că nu o să se mai întâmple. Bun, fraților, mă bag aici în pat, nu știu, poate mai stau pe calculator, poate ceva și ne vedem mâine. Mâine va fi, pe bune, ziua cea mare. Bună dimineața, frați și surori! Bine, fraților, astăzi este ziua mult așteptată. Știți și voi principalele două evenimente de astăzi. Vom afla planul de răzbunare al elevilor și voi vorbi cu părinții lui George și Georgian. Deci, mamă, fraților! Deci, acum, mai ales că știu că vor să se răzbune pe mine, dacă nu o să le zic cele mai rele chestii, că fac gălăgie în ore, că sunt nesimțiți, că fac mișto, că am înțeles, gen, nu pot să zic că au spart geamul, boys, pentru că nu este momentan nicio dovadă, știi, și poate părinții lor o să mă pună să dovedesc, să zică, băi, copiii noștri n-au spart geamul de la casa mea și să le zic, și eu n-am de unde să le zic, fraților, așa că o să las așa, gen, o să fac foarte, foarte mult mișto de ei, însă, băi, sper pe bune să meargă planul. Hai să mergem, fraților, la școală să vedem care-i treaba. Deci chiar am emoții foarte, foarte mari, m-a zis, băi, sper să meargă totul bine. Bună dimineața, băi, mamă. Bună dimineața, Marius, se vede pe față dacă nu ești odihnit. Te rog să nu mai vii așa târziu acasă, vreau să te odihnești, hai la școală, am înțeles, mamă, te pup, ne vedem când vin de la școală, ok, fraților, deci acum este oficial momentul, sper că încă de pe acum, de când au ajuns la școală, gen, dacă au ajuns la școală Ovidiu și Tănase, să se pună deja pe treabă, fraților, să înceapă să vorbească cu toți aia, însă sper că în fața clasei să mă aștepte părinții lui George și Georgian, bro, chiar abia aștept chestia asta, hai să mergem, uite și pe doamna vânzătoare, hopa, uite-l pe polițist tu, Mike. Băi, bună dimineața, domnule polițist, și cu dumneavoastră pe drumurile astea. Salut, Marius, fixat cum mergeam la tine la școală, deoarece voiam să vorbim ceva. Spune, domnule polițist, legătură cu geamul spart din casa ta, să știi că momentan nu am aflat nimic. Băi, de ce? Am încercat să iau amprente de acolo, dar oamenii au folosit mănuși și n-am rezolvat nimica. Ia vezi, băi, fraților, elevii, ce fac elevii de la școală? Au folosit mănușii, mamă, bine. Ai tu ceva suspecți? Băi, polițistule, mai ce să vezi, chiar am. E vorba de doi elevi de-ai mei, știi și tu că eu acum am devenit un fel de profesor la mine la școală. Este vorba de doi elevi de-ai mei pe nume George și Georgian. Dacă vrei, fii atent, deci dacă vrei, poți să vii într-o pauză să le faci o vizită chiar acum. Pentru că acum, fii atent, sunt la școală și sunt și cu părinții lor. Deci în 50 minute poate te prezinti la școală să le facem o vizită, să le punem niște întrebări. Mamă, deci eu le fac la fraierii ăștia. Băi, nu credeam că o să fiu așa în conflict cu elevii, însă na, ce să faci, asta e. Deci acum o să fie la școală și o să vină și părinților, da? Că eu mă duc acum, deoarece întârzi. Mamă, boys, e momentul să vorbim cu părinții lui George și Georgian. Abia aștept să le arăt la frer cine-i șmecherul. Însă hai să vedem care e treaba. Mă așteaptă în afara clasei sau în clasă? Hai să vedem. Ok, nu-i nimeni afară. Băi. Nu-mi vine să cred, oh my god. Oh my god, fraților. Uite, deci Ovidiu cu Tănase s-au mutat. Bună dimineața! Bă, n-au venit, mamă! Mamă. George și Georgian nu s-au prezentat la școală, fraților. Băi, mucoșii a doi, cred că mă fac ei pe mine. Băi, nu s-au prezentat la școală, voi vedeți? Voi vedeți ce fac ei doi, bine.
Neața, băi, Ovidiu, bun. Hai să, ok, facem. Hai să lăsăm supărarea asta. Îi rezolvăm noi. Mă gândesc cu Alex cum să-i rezolvăm, mamă, deci nu mai așteptam să nu vină. N-o veni deloc. Și bănesc că nici nu o să apară, că am întârziat și eu puțin. Ok, hai să vedem. Ovidiu, frățiorul, te-ai mutat din bancă. Neața, Marius, ce părere ai de noul meu coleg de bancă? Vreau să ne cunoaștem între noi. Bravo, Ovidiu, bravo, frățiorul. Cunoaște cu colegul tău, nimic ca suspect. A, domn profesor, îi puteți spune lui Ovidiu să plece de la mine din bancă? Băi, alo, dar ce-i banca ta, că n-am înțeles. Stai aici, știi ce zic, vrea și băiatul să vorbească cu cineva, auzi la el ce face de-astea. Bună dimineața, Izabela. Bună dimineața, domn profesor, ieri am scris prea mult, astăzi nu luăm o pauză. Băi, să știți că astăzi nu o să luăm o pauză, însă astăzi avem ore numai până la ora 10. Adică mai avem 2 ore, nici măcar 2 ore, oră și 50, scăpăm 1-2. Deci stai azi, știți că eu astăzi aveam alte treburi, dar se pare că au fost anulate. Astăzi, băi, e ore super scurte, 2 ore, deci efectiv o să treacă așa, dau un din degete și a și trecut. Până la cât avem astăzi program? Deci, Elena, tu întotdeauna să moară, frații mei. Băi, tu întotdeauna când zic eu o chestie, tu iară mă întreb, băi, ți-am mai zis, deci ai mai făcut chestia asta și la când ai luat 5 și 4. Mă întrebai dacă ai luat 5, băi, ți-am zis că ai luat 4. Și stăm până la 10, știi ce ziceai, bă, fată, băi, ai luat-o, razna, fine. Tănase, băi, ce-mi place, bravo, bravo, deci vă faceți prieteni noi. Bună dimineața, Marius, m-am mutat aici cu Tudor, noul meu prieten, chiar ne înțelegem foarte bine. Mă bucur, mă bucur. Chiar ești de treabă, Tănase. Bună dimineața, domn profesor. Let's go, hai că aici merge. Bun. Alex, frățiorul. Alex, frățiorul, ce se întâmplă, bro? Băi, n-au venit. N-au venit George și Georgea cu părinții, man. Ce facem acum? Marius, se pare că planul a fost pus în aplicare. Tănase și Ovidiu se bagă în seamă cu ei, dar George și Georgea unde sunt? Habar n-am, le-am spus să vină cu părinții, ce facem acum? Băi, eu zic să ne gândim mâine, gen nu mâine, astăzi după ce, când mai vin aici și Tănase și Ovidiu, după ce se termină planul, atunci să vorbim. Hai să terminăm cât mai repede, avem doar 2 ore de scris. Pe bune, hai să ne punem pe scris. Frați și surori, 2 ore mai târziu, după cum puteți vedea, clasa este goală pentru că toți au plecat de la școală. Acum sper că Ovidiu și Tănase, gen să se fi dus cu tot grupul practic și să se întâlnească la cafenea sau cel puțin să se întâlnească undeva ca să vorbească. Însă, fraților, a venit și polițistul Mike la școală că i-am zis să vină și n-ai, am zis să plece practic pentru că George și Georgian știți și voi că nu se află aici acum. Însă, băi... Băi, ce ziceți, băi, să fac cu aia doi? Băi, ne simțiți aia doi, bro? Efectiv, fraților, fac mișto de mine, le-am zis că le fac toate alea, dar să își, cum îi zice, să-și aducă părinții și uitați-vă. Unde sunt? Nu sunt, au fost aici, n-au fost. Alex, frăților, tu ce zici? Doamne, Marius și Rapid, am terminat, parcă nu vine să cred. Acum e momentul adevărului, ce crezi? Tănase și Ovidiu au fost acceptați în grupul elevilor, au mers cu ei la cafea. Băi... Stai că dacă tot a terminat repede, ia stai aici, că mă duc să verific, boys. Hai să vedem, ce credeți? Sunt cu ei la cafea? Ok, hai să merg! Hai să merg, frate, ca să vedem care-i treaba. Hai să vedem, ok. Ok, sunt, e ceva nume la cafenea, vedeți acolo numele, dar n-am văzut numele, mamă, boys. Ce credeți, că Tărase cu Ovidiu au reușit să aplice planul cu succes și că s-au băgat pe bune în seamă cu ceilalți? Bro, ar fi epic să fi făcut chestia asta. Dar tare am impresia că nu s-a întâmplat. Însă hai să vedem. Ok. Bun, bicicletele sunt în continuare aici. Deci asta înseamnă că n-au plecat prea departe. Ok, bun. E foarte multă lume la cafenea. Trebuie să avem grijă, bro. Bro, ce? Bro! Cumva îl văd pe Georgian și pe George? Sau mi se pare mie? Băi, nu cred că mi se pare. Ia stați. Bro! George și Georgea sunt la cafenea? Mamă, ok, ești Tănase, îi vedeți numele? Uite acolo și pe Tănase și pe Ovidiu, stau acolo și vorbesc. Bro, poftim? Poftime, George și Georgian? Mamă, băi, ăștia au venit până aici, dar n-au intrat în școală, bro. Ăștia au venit până aici, dar n-au intrat în școală. Bă, ăștia fac pe șmecherii cu mine, man. Uitați-vă la ei, man. Efectiv. Ok, uite, Tănase, Ovidiu, deci efectiv toată lumea, nu? Tudor, Izabela, Tănase, Ovidiu, George, Elena, Georgen și Roberto. Efectiv sunt toți. Efectiv sunt toți, fraților. Efectiv sunt toți, inclusiv George și Georgian.
Mamă, 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 băi, băi, mă enervează. Băi, mă enervează, mamă, să vezi ce le fac. Mamă, să vezi ce le fac la nesimțiții ăia, bro. Băi, nu-mi vine, băi, unde mă duc? Voiam să mă duc pe aici. Băi, nu-mi vine să cred, bro. Oamenii nu cred așa ceva. Oamenii s-au dus acolo, bine, las că văd ei. Lasă că văd, sau să mă duc, să mă duc peste ei. Fraților, să mă duc peste ei, să le arăt cine e șeful, băi, să mă duc peste ei. Mamă, voi, să mă duc peste ei, să le zic, băi, ce faceți aici? Gen, să mă duc peste ei, ce ziceți, sau nu? Ok, să duc, Nu știu dacă să mă duc peste ei. Să, poate chiar acum ar putea să vorbească cu Gentanasie și Ovidiu și cu ei despre planul ăla de răzbunare și ar putea să le stric combinația și la Tanasie și la Ovidiu. Nu, mai bine nu mă duc peste ei. E o idee proastă. Mamă, frate, deci m-am gândit așa că, băi, poate le stric combinația la Tanasie și la Ovidiu. Și ce zic? Gen, și mai bine merg în clasă, îi zic la Alex care-i treaba și așteptăm să se liniștească apele. Și ce zic? Hai să vedem. Alex frățiorul, nu o să-ți vină să crezi. Acolo la cafenea sunt și George și Georgian. E și Tanasi și Ovidiu, însă sunt și aia doi. Eu zic să așteptăm aici până termină și după na, să vină ei aici să ne zică dacă au aflat ceva sau nu. Băi, frați și surori, eu n-am mai văzut în viața mea oameni care să stea 2-3 ore la o simplă cafea. Efectiv, sunt aici cu Alex de aproape 3 ore, fraților. 2 ore și ceva și abia acum au venit. Deci Ovidiu și Tănase, ați face bine să aveți informații pe bune, că am stat aici ca prăști. Am ajuns să numărăm cărămizile din perete și din tavan. Ok, pe tavan avem cărămizi, zi tu, Alex. Doamne, băieți, ce ați făcut la cafenea? A stat aproape 2 ore, aproape 3 ore de fapt. Mi-a spus Marius că George și Georgian erau acolo nesimțiți, n-au venit la școală cu părinții. Da. Ovidiu, frățior, uite că mi-a dus și ceva aici. Ovidiu, te rog eu, frățior, spune-mi că ați rezolvat ceva. Spune-mi că ați vorbit, nu știu, spune-mi ceva, te rog, de bine. Spune ceva de bine, pe bune. Băieți, vă spun sincer că părinții lui George și Georgian sunt cea mai mică problemă. Mamă, urmează să se întâmple ceva super grav în ziua de marți. Adică, bro, de ce? Lăsați-mă să vă explic cât mai pe scurt. Ok, am vorbit ce am vorbit cu ei și după am mers la cafenea. Acolo parcă ne dădeau de înțeles că lucrau la un plan, însă au ascuns totul foarte bine și nu ne-au zis nimica. Dar la un moment dat au început să se întrebe între ei dacă în ziua de marți sunt liberi ca să facă chestia aia. Deci boys ăștia au vrut gen să vorbească cu Ovidiu și cu Tanase, doar că i-au lăsat puțin pe afară, deoarece suspectau ei că e ceva la mijloc și au vorbit așa mai pe ascuns. Ok, bun, și doar atâta? Inițial nu știam ce înseamnă chestia aia și nici nu am aflat, dar am avut mare noroc când Isabela s-a ridicat de pe scaun și din ghiozdanul ei au picat peste 100 de poze. Ok, eu eram lângă ea și am ajutat-o să le adune, dar am luat și unele cu mine. Ia uitați-vă la poze, ce vedeți aici? Ok, deci din ghiozdanul Isabela au picat niște poze și Ovidiu ne-a adus pozele. Ok, fraților, hai să vedem ce se află la pozele astea. Mamă, sunt 4 poze. Hai să vedem prima poză. Let's go. Fraților, băieți și fete. Ok, încerc să mă sperii, boys. Deci se pare că se ajunge la niște chestii la care eu chiar nu voiam să se ajungă. Adică am înțeles geam spart, roșie în geam, orice. Dar asta e o poză cu casa mea, fraților. Și e și noapte afară. Bro, asta e o poză cu casa mea. Peste 100 de poze, e acest celălalt de poze. Asta e o poză cu casa mea din alt profil, din alt unghi. Băi, ăștia au mers noaptea la casa mea și au făcut 100 de poze? What? Bro, asta e în spate, uitați acolo, fraților, deci uitați-vă acolo, că e așa puțin gen, e ferma lui mama gen acolo, dacă vedeți. Băi, fraților, ăștia au venit noaptea la mine acasă și au făcut poze?
Băi, asta deja, băi, asta deja e creepy. Bă, asta e deja e foarte creepy. Bă, și ultima poză. Oh my god, au deschis și ușa. Bro. Băi, copiii ăștia sunt psihopați. Băi, frate, înțeleg, man, că am făcut mișto de ei, că toate alea. Dar chiar așa, bro? Băi. Băi, fraților. Ziua de marți? Băi. Băi, Tănase. Da, Marius, e casa ta. Băi, ce ciudați. Trebuie neapărat să aflăm ce fac copiii ăștia, dar și mai important, trebuie să ne apărăm. Ce vor să facă? Să te ucidă? Doamne ferește, Doamne ferește, pe bune, știi ce zic? Dar na, nu știu la ce să te aștepți. Fraților, ce putem face, bro? Gen, uitați-vă încă o dată la pozele astea. Casa mea. Casa mea. Casa mea. Intrarea în casa mea. Băi, ce putem face? Avem timp până marți, fraților. Marți o să revin. Mamă, băi, până marți, vă rog, ajutați-mă. Ajutați-mă și spuneți-mi ce ar trebui să fac.